pregătit un video pe zona de modă, pentru că nu am mai făcut de foarte mult timp un astfel de video, nu știu exact de ce, pentru că aici pe YouTube mă acces cred că mai mult pe beauty decât pe blog și pe Instagram, unde mă acces mai mult pe zona de modă, care mă pasionează de altfel și ceva mai mult decât zona de îngrijire, de produse de make-up și așa mai departe. Și am zis că mai ar fi cazul să fac. Cei drept sunt ceva mai greu de filmat aceste clipuri pe zona asta de modă decât cele de beauty, dar mie personal îmi dă o satisfacție mai mare și sper că vă plac și vouă, mai ales că încerc să ofer pe parcursul lor și anumite trucuri care vă pot ajuta să vă faceți niște outfituri mai drăguțe și mai feminine. Bun, și mai exact acest video va fi despre rochii midi. Am primit câteva rochii midi de la un site, se numește Skaka și este din China. Dar am zis, mai de ce nu, hai să vedem cum sunt rochile astea de la ei și eventual să vă împărtășesc și vouă opinia mea legată de ele. Pentru că nu vă imaginați că m-au plătit sau ceva de genul acesta pentru a face acest video. Nu, pur și simplu mi-au trimis 5 rochii, iar eu o să vă spun cum mi se par, cum sunt ele comparativ cu pozele de pe site, cum este materialul, cum mi se pare că sunt curoite, cum se așează, ce calitate au și așa mai departe. Lucru care îmi place în mod deosebit să fac chestia asta, să compar cum este în realitate un produs comparativ cu modul în care el este arătat pe site, pentru că să știți că de multe ori lucrurile nu corespund cu realitatea nici măcar la magazinele mari sau, de exemplu, în cazul meu care sunt mică de înălțime, adică la 1,60, o rochie maxi sau o rochie midi întotdeauna va arăta diferit față de cum arată pe modelul care este prezentat în pozele de pe site-uri. De asemenea, din cauza că ele sunt croite pe anumite proporții, cum ar fi, în general, se folosesc proporțiile unei femei de 1,75-1,80 și pe cele care suntem sub 1,70 se așează un pic diferit din cauza acestor proporții. Bun, și haideți să vă arăt prima rochie. Prima rochie este o rochie de vară cu un imprimeu tropical, aș spune eu, pentru că are nuci de cocos pe ea și frunze de palmier, asta par a fi, frunze de palmier. Am ales varianta aceasta cu background-ul negru. Ei mai aveau și varianta cu background alb, însă frunzele erau roșii și, dacă nu mă înșel, nu, cele de cocos erau albastre sau invers, mă rog, ceva de genul acesta. Și am zis că mi se pare mai frumoasă aceasta și te duce mai mult cu gândul la vară când vezi frunze verzi decât frunze, nu știu, albastre sau de altă culoare. Am rămas surprinsă de cât de frumoasă este. Are un model retro în partea de sus, este o tăietură din aceasta în formă de inimă în zona bustului și îmi place că are bretăluțele acestea două. Mi se pare că îi oferă un aer mai modern decât dacă ar fi avut una singură sau nu ar fi avut deloc, adică ar fi fost pe stil corset. În partea de jos are nasturi și, după cum ați observat, anul acesta s-au purtat foarte mult rochile cu nasturi, iar eu am tot urmărit să-mi cumpăr câteva. Am tot urmărit la H&M, însă așteptam reducere pentru că mi se păreau cam scumpe pentru calitatea pe care ei o ofereau. Și la reduceri nu mai erau pe stoc. Mă rog, nu știu, mi se pare o practică dubioasă ce fac cei de la H&M în ultima vreme. Dar revenim la această rochie. Iar în talie are un cordon atașat de rochie. Este cusut, nu se poate da jos. Dar mi se pare că acesta chiar face diferența, având acest detaliu alb pe el. O să vedeți voi mai bine când pun poze cu mine îmbrăcată în rochie despre ce vorbesc. Însă rochia este foarte, foarte frumoasă și are o calitate foarte bună. Am rămas surprinsă. Este din bumbac. Este un bumbac gros, care se așează foarte bine, se calcă foarte repede și chiar îi oferă prestanță rochiei, pentru că dacă mă gândesc că dacă era făcută dintr-un material mai, mai fluid, mai subțire, nu ar fi fost la fel de faină. Prețul ei a fost undeva la 27-28 de dolari, dacă nu mă înșel. Eu mi-am ales mărimea S. Am ales mărimea asta ca să nu fie mare în zona bustului, pentru că nu stau bine la capitolul bust. Și bine am făcut că este numai bună, adică pot să o port și cu sutien și fără sutien în caz că sunt zile mai calde de vară, însă această rochie mi se pare mai potrivită a fi purtată atunci când este un pic mai răcoare afară sau seara, pentru că ziua, din cauza faptului că materialul este destul de gros, cred eu că la temperaturile caniculare care sunt la noi în țară, adică de 30 plus grade, în general 35-36 au fost vara aceasta, de am zis că mor,
mi se pare că nu prea e bine să o porți, ci mai degrabă în zile când, când este ceva mai răcoare. Cel puțin în cazul meu, că eu sunt foarte rea de căldură, dar dacă nu sunteți, cu siguranță puteți să o purtați oricând. Deci mi se pare foarte frumoasă rochia asta, este printre preferatele mele dintre cele pe care le-am primit și sunt foarte entuziasmată, abia aștept să am ocazia să o port. O altă rochie tot în aceeași zonă, aș spune eu, însă ceva mai fluidă și mai potrivită pentru temperaturi mai înalte, este aceasta. Aceasta are nasturi de sus până jos, tot midi și ea. Este același croi, ușor retro, în formă de inimă în partea de sus. Are o singură bretea aceasta, iar materialul este mult mai fluid și este și ușor elastic. Din ce am văzut eu, este un soi de bombac amestecat cu spandex. Însă aceasta mi se pare mult mai respirabilă, este mult mai lejeră, mult mai ușor de purtat, cel puțin pentru mine, iar materialul se simte fantastic pe corp, vă spun sincer, pentru că m-am fâțuit cu ea prin casă de câteva ori. Și ce nu am precizat la niciuna dintre rochii este că ambele au buzunare. Câinii mei latră iarăși, îmi cer scuze, în general latră când filmez, eu latră toată ziua de altfel, de aceea va trebui să faceți abstracție de ei. Deci, după cum spuneam, ambele rochii au buzunare. Mi-a plăcut în mod deosebit treaba asta. Aceasta este ușor mai transparentă, dat fiind materialul care este ceva mai subțire. Însă poate fi și aceasta purtată fără sutien, și pentru că în zona asta nu se observă și nici la spate nu am observat eu să se observe prea tare dacă porți, pe exemplu, lenjerie de culoare nude. Ceea ce vă și recomand în general atunci când purtați rochii albe și în general haine ușor transparente, mai ales dacă sunt deschise la culoare, evitați lenjeria albă pentru că se vede foarte urât, este inestetică, mai degrabă se vede mai frumos lenjeria nude. Tot S am luat și la această rochie, iar prețul ei este tot la fel, undeva în jur de 27-28 de dolari. Adică nu este un preț foarte mare, pentru că, după cum spuneam, aceste rochii chiar au o calitate bună. Eu am rămas surprinsă de acestea două, nu mă așteptam ce-i drept și, slavă Domnului, au arătat exact ca în poze, au avut un croi frumos, adică totul a fost fix așa cum era pe site și mi s-au potrivit și mărimile. Deci mi-a plăcut la nebunie treaba asta, pentru că acestea mi le doream cel mai tare, ca să vă spun sincer, pentru că am tot urmărit toată vara modele similare și nu am reușit să pun mâinile pe niciunul. Bun, cea de-a treia rochie este aceasta, este o rochie clasică retro. Nu se vede așa bine aici, apare ușor ca un sac din ceva arăt eu pe umăraș, dar vă asigur că nu este. Este o rochie în carouri, mie îmi plac foarte mult carourile, mi se par foarte elegante. Această rochie mi se pare mai potrivită pentru toamnă și pentru primăvară. Ea a venit însoțită și de o centură care se pune în talie, aceasta neagră, însă mie mi se pare că nu se potrivește prea bine, adică nu stă locului centura asta și mai degrabă prefer o centură normală din piele neagră sau din orice altă culoare. Mă rog, în funcție de cum decid să asortez această rochie. Am mers pe mărimea M la ea pentru că am vrut eu să aibă mai mult volum în partea de jos, să se vadă mai frumos în momentul în care o strâng pe talie și am făcut foarte bine că am ales să iau mărimea M, pentru că dacă aș fi ales S, cu siguranță mi-ar fi venit mult mai bine în partea de sus, însă jos cred că ar fi fost un pic cam pe corp din punctul meu de vedere, față de cum prefer eu în general croiul pentru această rochie clasică, midi, gen retro, specifică anilor 50. Bun, și tot așa și ea este făcută din bumbac. Un bumbac la fel ceva mai gros, după cum vă spuneam, mi se pare și mai potrivită pentru perioada de primăvară-toamnă. Cel puțin așa văd eu, mai ales în primeul acesta. Și pentru asta am și ales să o port la început de toamnă și când este primăvara afară. Bumbac și ea, un bumbac foarte fain, se calcă foarte ușor și se așează tare frumos pe corp. Mi-a plăcut foarte mult, într-adevăr, eu sunt cam mică în zona bustului și poate că S-ul mi-ar fi fost mai bine, dar sunt sigură că mi-ar fi plăcut în partea de jos, cum s-ar fi văzut. Am uitat să vă spun că rochia în carouri avea și ea prețul tot undeva la 30 de dolari, sub 30 de dolari în orice caz. Am ajuns la rochia cu numărul 4 și pe care o așteptam cu foarte mult entuziasm, dar care din păcate mie nu-mi vine bine. Ea este foarte frumoasă și are o croială absolut superbă,
o să vedeți și voi în momentul în care o să o pun pe mine. Aici are un detaliu în talie absolut superb. Vine așa ca un fel de centură falsă și cu niște mici detalii negre. Iar aici este cumva petrecută, să spun așa, la bust este petrecută. Ei, și fix din cauza asta nu îmi vine bine. Am riscat atunci când am ales-o, pentru că știu că în general genul ăsta de rochii chiar nu-mi vin mie de cele mai multe ori, pentru că sunt foarte mică în zona bustului și în general în partea de sus a trupului. Eu sunt ceva mai mică și am trunchiul puțin mai mic, adică eu sunt mai lungă în partea de jos decât în partea de sus. Inclusiv mâinile mele sunt destul de scurte și am mari probleme. N-am găsit cămăși și bluze potrivite și jachete și așa mai departe, fără să vie nevoie să le duc mereu la croitorie. Bun. Și din păcate mi este destul de mare aici, stă cumva largă și se vede ciudat și mă gândesc dacă merită să mă duc să o duc la croitorie să o modific, ceea ce ar implica niște costuri destul de măricele, undeva de la 60-75 de lei. Sau mai degrabă să îi caut o nouă casă și să o pun pe Shop My Closet la vânzare. Îmi pare foarte rău de ea, îmi place super mult și imprimeul cu inimioare, culoarea, deci eu sunt înnebunită după acest muștar ușor cărămiziu. Detaliile la mâne sunt foarte frumoase, ea este foarte bine realizată, aici este un pic cusut aiurea, dar asta nu este o chestie care nu se poate rezolva sau de care nu poți face abstracție. Mi-am luat mărimea S la ea, pe talie îmi vine foarte bine și în jos îmi vine foarte bine, cu toate că mi-ar fi plăcut să fie ușor mai lungă. Aceasta este în linie A, însă mie în general la fustele și rochile în linie A îmi place undeva să fie peste jumătatea gambei. De altfel, vă recomand celor care vă știți că aveți gambele mai groase, gleznele mai groase, să încercați să purtați fuste și rochi midi care depășesc jumătatea gambei. Așa vi se vă vor face piciorul ceva mai subțire, spre deosebire de cele care se termină imediat sub genunchi și care, vă spun sincer, îngroașă foarte mult piciorul. Cu toate că știu că multe persoane spun că nu este așa, că nu știu ce, asta vorbesc din... Acestea sunt persoane care au picioarele subții, care vorbesc treaba asta. Eu vorbesc din perspectiva unei persoane care are picioarele groase și știu foarte clar cât de frumos se vede o rochie midi sau o fustă midi care depășește jumătatea gambei și o fustă care este imediat sub genunchi. Se vede foarte, foarte bine diferența și pe lângă asta să știți că vă alungește corpul și totul se rezumă la proporții, la proporțiile rochiei, la proporțiile fustei, la proporțiile voastre atunci când alegeți să purtați în general un anumit tip de îmbrăcăminte, pentru că nu toate se potrivesc oricui. Însă, în ceea ce privește rochile midi, știu că se spune că merg numai la persoanele care au glezne și picioare subțiri și așa mai departe. Nu este adevărat, o să observați că eu port foarte multe fuste midi și nu mi se văd picioarele groase. Și chiar am picioare groase, să știți, nu am picioare subțiri. Și gleznele sunt la fel de groase. Bun, revenim la această rochie. Aceasta, dacă nu mă înșel, a fost ceva mai scump. A fost 30 și ceva de dolari, nu mai știu sigur. Însă de aceasta v-am spus, îmi pare cel mai rău și încă stau și mă gândesc ce să fac, ce să fac, ce să fac. Cu siguranță, dacă ar fi fost ceva mai lungă, aș fi decis să o duc la croitorie. Dar nu prea îmi place lungimea ei și de aceea sunt ușor în dubii. Cu toate că materialul îmi place la nebunie, aceasta este din poliester. Nu are bumbac, nu are nimic, însă mi s-a părut un poliester de o calitate bună. Chiar este foarte, foarte ok și are un imprimeu absolut super. Și rochia, ultima rochie, o să vă arăt imediat și pe aceasta să-i schimb umerașul, pentru că am unul care este cam urât și nu-mi place, și îl iau pe cel de la rochia muștar. Aceasta este ultima rochie. Este o rochie midi și ea, o rochie ceva mai lungă, cu dungi roșii, mi s-a părut așa, care un aer foarte italian. Și vine cam așa, o să vedeți când o pun pe mine mai bine, pentru că nu pot să o ridic prea bine, o să încerc să o scot așa, deci vine în zona asta, vine cam așa. Cumva are niște pliseuri în partea de jos, un soi de, cum să-i spun eu, nu vă voal, doamne, un volan cusut în partea de jos, este un fel de volan. Aceasta a fost oarece dezamăgire și să vă spun și de ce. Nu-mi place deloc cum se așează pe partea de sus a corpului.
Și mi se pare ușor mare. Și la asta am mers pe mărimea M, tot din prisma fustei, pentru a avea, a fi mai amplă. Însă nu-mi place deloc în partea de sus și mi se pare că este și foarte, foarte transparentă. În schimb, îmi place la nebunie partea de jos, este absolut superbă. Și să vă spun ce am de gând să fac cu această rochie, care nu stă deloc pe umeraș. Această rochie am de gând să o transform în fustă. De asemenea, nici lungimea ei nu-mi place. Nu este nici maxi, nu este nici midi, pentru că, după cum bine știți, am 1,60 și aceasta, na, mă rog, era ușor deasupra gleznei pe model, dar la mine vine cumva, nu știu, la limit așa, dar se văd pantofii, se văd sandalele, nu-mi place treaba asta. De aceea am decis eu foarte frumos să mă duc, să o duc la croitorie și să-mi o fac fustă. Pentru că mi se pare că este prea frumoasă și este păcat de ea și chiar îmi doream o fustă în genul ăsta cu dungi roșii. Așa că de ce să nu profit? Pentru că este foarte ușor de făcut fustă, pur și simplu îi dai jos partea asta de aici, îi atașezi un elastic în talie, pentru că ea este suficient de lungă și vreau să o fac să fie ușor mai scurtă, să vină doar să se vadă doar puțin din gleznă, doar osul acela de la picior. Și o să fie perfectă, mai ales cu un top alb, deci mi-o și imaginez cât de frumos o să fie. Cel mai probabil o să ajung la croitorie în septembrie, că atunci se deschide croitoria unde mă duc eu, că oamenii sunt în concediu, ceea ce înseamnă că s-ar putea să port această fustă abia la primăvară sau la vara viitoare, această rochie, mă rog, dar eu o văd deja fustă. Așa că asta este, aștept până atunci. Nu am altă soluție, dar abia aștept. Deci, după cum vă spuneam, pentru mine nu este prea potrivită. Mă gândesc că este mai potrivită pentru cineva care are de la 1,75 în sus să fie purtată ca rochie, dar pentru mine nu. A venit inclusiv cu un cordon care nu știu pe unde a căzut, este pe jos, da, a venit și cu un cordon în talie, o să-l vedeți voi, de fapt, cred că l-ați văzut deja în secvențele pe care le-am filmat cu ea. Și la fel și ea, prețul ei este, era undeva la 28-29 de dolari, undeva pe acolo. Cam astea sunt prețurile rochilor de la ei de pe site. Și materialul la aceasta este categoric poliester, dar este un poliester care se șifonează, pare să se calce foarte ușor, cu toate că am stat o groază, pentru că fusta este, îmi cer scuze, pentru că fusta este foarte, foarte amplă. Și am stat o calc să fie cât mai perfectă pentru acest video. Ce vă mai pot spune? Că toate rochiile au costat în total 135 de dolari și având acest preț au ajuns inevitabil la poșta vamală. Și în general la poșta vamală se plătește TVA pentru comenzile care depășesc, să zicem, 10 dolari, mai ales dacă nu este trecut gift pe pachet, ei nu au trecut, prin urmare am fost nevoită să plătesc taxe vamale, însumând 108 lei, adică 19% din valoarea întregii comenzi, plus încă 8 lei, pentru că ăștia la poșta vamală, că nu am cum să mă exprim altfel, pentru orice depășește, am impresia că un kilogram sau 2 kg, ceva de genul acesta, mai plătești și 8 lei o taxă din asta de magazinaș, ceea ce mi se pare total absurd. Și nu văd sensul, mai ales că nu a stat, de exemplu, produsul în poșta vamală mai mult de 2 zile. Pentru că, na, m-am dus și l-am ridicat la timp, imediat ce am primit avizul. Deci mi s-a părut un pic aiurea. Însă, după cum vă spuneam, să vă așteptați. În general, tot ce vine din afara Uniunii Europene se plătește o taxă de 19%. Uneori, dacă sunteți norocoși, ar putea să vă ajungă pachetele la poșta normală. Eu am mai pățit-o și mi-au mai ajuns pachete la poșta normală și nu am plătit absolut nimic, ceea ce a fost super bine. Mi-a plăcut mult treaba asta, dar pe total mie nu mi s-a părut neapărat foarte mult de plată pentru 5 rochi. Rochile sunt chiar faine, adică da, probabil dacă eu aș fi fost ceva mai înaltă și aș fi avut și bustul ceva mai mare, mi-ar fi venit bine și acestea. 2 ultimele pe care vi le-am arătat, însă, având în vedere înălțimea mea, asta este, mă conformez și pe una o transform și cealaltă mă mai gândesc dacă o duc la croitorie sau nu. Site-ul oferă și livrare gratuită, livrează peste tot în lume din ce am observat, oferă și livrare expresă contra unei taxe, nu m-am uitat exact să văd cât este. Însă, mai degrabă, vă recomand să mergeți întotdeauna când comandați din China pe livrarea gratuită, pentru că dacă vă ajung produsele la poșta vamală, o să vă calculeze, o să vă pună și suma de la livrare în calculul pe care l-aveți de plată la TVA.
total aiurea, nu înțeleg de ce, deci n-are niciun sens. Și tot o să stea destul de mult prin vamă și cei de la DHL, dacă sunt trimise, vă percep alte comisioane, total aiurea, deci alegeți întotdeauna livrarea standard. Și per total, concluzia mea este că chiar merită rochile de la ei, mai ales că rochile pe care le găsiți sunt rochii midi, majoritatea. Ei cu asta se ocupă și mai au costume de dans, din ce am observat, și diverse produse din acestea care sunt destinate celor care practică acest sport. Însă foarte, foarte faine, am rămas surprinsă, chiar mi-au plăcut mult, materialele foarte ok, multe sunt din bumbac, am observat că și majoritatea de pe site erau din bumbac, cumva îmi pare rău că nu am optat pentru o altă rochie să o înlocuiesc pe cea de culoarea muștarului. Mai aveam eu o opțiune și am oscilat între aceasta cu inimioare și era una similară cu primele două pe care vi le-am arătat, tot așa într-un stil foarte retro. Și avea buline, era blocul buline albe și îmi pare rău acum că nu am luat-o pe aceea, pentru că aceasta, din păcate, nu prea mă entuziasmează foarte tare nici lungimea și nu-mi vine bine deloc în partea de sus. Dar asta este. Eu sper că v-a plăcut acest video și am să încerc să mai fac videouri de acest tip, mai ales dacă o să mai primesc mai multe lucruri de la anumite site-uri și o să vă spun cum mi se par mie comparativ cu ce este pe site. Acestea chiar au corespuns cu ce era pe site, deci nu pot să zic că au pus o poză și au livrat altceva. Deci chiar asta a fost. Și sunt cumva încântată. Chiar mi-au plăcut. Primele trei sunt preferatele mele, iar acestea două pot să le transform, pot să le fac anumite lucruri, dar că chiar țin neapărat. Să spuneți și vouă cum vi s-a părut. De asemenea, v-am lăsat link-uri în descriere pentru Rocky, pentru fiecare dintre ele. Dacă vă place una în mod deosebit, vă puteți comanda. Nu primesc niciun comision, nu nimic, nu vă imaginați că v-am lăsat pur și simplu să vă fie vouă mai ușor să le găsiți pe site decât să stați să luați toate rochile de la cap la coadă. Și cam asta a fost pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like, iar dacă mai vreți să vedeți astfel de videouri pe canalul meu de YouTube, adică pe zona de modă, lăsați în jos în comentarii și spuneți-mi ce subiecte ați vrea voi să mai abordez pe această temă. De asemenea, dacă nu v-ați abonat încă la canalul meu de YouTube, sper să o faceți și nu uitați să dați un click și pe clopoțelul de lângă butonul de subscribe, pentru că acela vă notifică de fiecare dată când urc un video nou, sau cel puțin ar trebui să o facă, pentru că de cele mai multe ori nu mai notifică nici acela. Iar până data viitoare, eu v-am pupat!